Bine v-am găsit pe tutoriale video, eu sunt Dragoș și în acest clip o să vă arăt cum putem să oprim colectarea datelor de către Microsoft pentru anumite servicii din Windows. Pentru asta vom folosi o mică aplicație numită Privacy Repairer. O putem descărca de pe Google, scriem aici Privacy Repairer. Mergem pe primul rezultat, apăsăm aici pe Download, se va descărca foarte rapid. Eu am aplicația pe desktop, dublu clic pe ea, apăsăm aici că suntem de acord și ne spune aici că anumite opțiuni au nevoie să ruleze ca administrator. Dăm pe acest buton pentru a reporni aplicația ca administrator și acum aici avem câteva detalii despre cum acționează această aplicație. Dacă mergem la Backup and Restore, putem să ne facem înainte un backup. Dacă ceva nu funcționează bine sau ceva nu ne convine, putem să restaurăm ulterior acel backup. Eu, de obicei, când folosesc aplicația, apăs aici pe acest buton pentru a activa toate opțiunile recomandate. Aceste opțiuni se găsesc în aceste servicii din partea stângă. Ce vedeți aici că apare cu verde și recomandat, înseamnă că serviciul respectiv este restricționat. De exemplu, avem pe ON, Disable Windows Error Reporting, adică va împiedica transmiterea de rapoarte cu privire la erori. Când această opțiune este pe ON, ne spune și aici că este bifat și este recomandat, așa o tratează aplicația, o dezactivează. Puteți vedea mai jos toate serviciile asupra cărora acționează. Dacă mergem la sistem, observăm că sunt unele servicii la care aplicația ne spune că doar experții pot să acționeze. Dacă vreți, lăsați așa. Eu o las cum vine ea default. Aici la Windows Store Apps nu prea dezactivează nimic pentru că sunt servicii pe care le utilizăm, cum ar fi microfonul. Dacă bifăm aici, va împiedica aplicațiile să folosească microfonul și poate nu ne dorim acest lucru. Dacă dezactivăm microfonul de aici, ne vom gândi ulterior că oare de ce nu merge microfonul și atunci mai bine le lăsăm așa. Dacă totuși găsiți și pe aici anumite aplicații sau servicii pe care vreți voi să le restricționați manual, puteți să bifați aici pe ON și serviciul respectiv va fi restricționat. Aici, legat de Cortana și meniul de Start, Lock Screen, legat de browserul Edge și Internet Explorer. În mare, eu așa las opțiunile, mă duc pe About și dau click aici. În această fereastră ne anunță că trebuie să dăm un restart pentru ca modificările să aibă efect asupra sistemului. Apăsăm aici pe OK, dăm restart la calculator și serviciile respective au fost împiedicate să mai trimită date către Microsoft. Cam asta a fost pentru tutorialul de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă mai aștept și cu alte tutoriale video. La revedere!